acasă dacă ești bolnav și solicită ajutor medical. Vaccinează-te antigripal! Bună seara, bine v-am regăsit. Sunt Roxana Ioana Gabor Iliescu și nu este Sănătate, Trup și Suflet, este Împreună pentru Natură. Îi țin locul jumătății mele din motive de siguranță, să spunem așa. E bine, nu e la modă, e izolat, dar i-am făcut toate testele, e foarte bine. Și sper că nici nu este victima unui atac psi, deși vom vedea. Despre acest lucru vom vorbi în această seară și bănuiesc că ați tot văzut în ultima vreme, dacă acum, nici nu știu, când a început prima oară, Dragoș Argeșanu, invitatul meu din această seară, când a început prima oară să spui despre atacurile psi? Păi în prima mea carte. Care a apărut? Care a apărut în 2003. În 2003 părea ușor buhuhu, ca să am fost, într-adevăr, zic pionier, așa. Dar aveam, mai apărut niște cărți, una chiar se numea Atacul Psihic al unui american, parcă. Adică n-am fost chiar deschizător. Era și perioada în care găseai pe tarabă, inclusiv, deci erau toate vrăjitoarele care aveau publicaseră cărți. Și așa că eu am venit... Vrăjitoarele și vrăjitorul. Exact, nu, eu am venit cu partea științifică, pentru că... Asta este interesant și acesta aș vrea să vă spun. În această emisiune vom privi ceea ce s-a tot vorbit în ultima vreme de atacuri psi, de ce se petrece acum, din punct de vedere științific, iar eu mi-asum partea necunoscătorului, neîncrezătorului, așa că îți spun de acum, Dragoș, că voi pune întrebări de genul acesta, tocmai ca totul să fie cât mai clar și mai transparent. Aș vrea însă să spun la mulți ani Mihaelilor și Gabrielilor și Mihaelilor și Gabrielilor pentru ziua de ieri și, dacă tot vorbim de vrăjitoare, eu am tras o carte la începutul emisiunii de la Arhanghelul Gabriel, care spune să ascultăm doar de iubire și să nu lăsăm ca frica să ne distragă de la misiunea noastră divină. Și inițial am crezut că e doar pentru Dragoș, dar cred că e pentru noi toți acest mesaj. Cumva am și primit mesajul, am făcut o meditație ieri cu Arhanghelul Mihail și Gabriel și am făcut-o deschisă și recunosc că a fost un pic de frică, pentru că a fost prima oară când am pus-o direct așa pe Facebook. Dar este perioada în care să pur și simplu să ne folosim instrumentele pe care le avem și darurile pe care le avem, pentru că dacă nu le folosim acum, atunci când? Și aș mai vrea să spun la mulți ani celor care s-au născut astăzi, iar noi în familie o avem pe mama lui Paul, pe bunica de la Brașov, cum îi spunem noi, pentru că așa îi spune Suria, mezina noastră, la mulți ani, doamnă, și pentru ieri, fiind Gabriela, și pentru astăzi. Și știu că ați primit niște trandafiri superbi, primiți și această emisiune de astăzi cu tot ceea ce cuprinde ea. De ce privești atât de adânc, stimate domn? Nu, mă gândeam că eu am o problemă cu numele. Poate că sunt frustrat că eu n-am un nume de sfânt și atunci erau cei care aveau nume de sfinți și care aveau câte două zile de naștere pe an. Dar nu, stăteam să mă gândesc dacă e doar frustrarea asta. Zic, mi se pare, din păcate, s-a denaturat un pic sensul. Uh-huh. Eu n-am nimic împotriva ca oamenii să se bucure și să-și găsească motive să se cinstească unii pe alții. Dar să știți că ziua nu e a Mihailor și a Gabrielelor, este a Mihail și a lui Gabriel. Deci dacă vrei cu adevărat să faci ceva, nu le urezi
Mihailo și Gavrilo, că n-am făcut nimic important în viața lor, că se numesc Mihai și Gabriel. Îmi pare rău că sunt așa. Dar au fost binecuvântați cu acest nume și atunci ei... Știi ce se întâmplă? Au fost binecuvântați cu un nume, e adevărat, dar e important cine a făcut numele la important, nu că porți tu nume. Adică, eu să mă pregim, bă, dacă ai sânge, îți faci tu din nume... nume de sfânt. Și acum ce să faci tu dacă porți numele de Dragoș, care a fost un nume extrem de important la noi? Da, e foarte important, dar nu o să-l cințesc pe Dragoș din cauza asta. Eu mă interesează eventual să porți și ai energia. Deci vă dați seama cum va fi emisiunea asta. Și atunci, din perspectiva mea, oamenii ar trebui să îndrepte un pic către Mihail și Gavril când este ziua Arhanghelilor, pentru că, din păcate, suntem mult prea îndreptați către ceilalți oameni, o să fim îndreptați către Mihail și Gavril. Și atunci ne întrebăm de ce avem probleme. Pentru că, în realitate, nu-i cistim pe Mihail și Gavril, ci pe Mihaele și pe Gabriele. Așa acum, că, n-aș putea să spun asta, pentru că tocmai spuneam, chiar am simțit și am făcut o meditație. Nici eu nu puteam să spun asta, pentru că nu cred asta. Adică, eu sunt, pe principiu, să separăm un pic lucrurile. Bine, adică la mulți ani, Mihail și Gabriel. Da, da? Și bucurați-vă, arhanghelilor, da, uite-le aici. Da. Ok, și după aia putem să ne bucurăm și noi oamenii. Bucurați-vă că aveți acest nume sfânt. Deci, gata, ne-am împăcat. Către ceilalți, da, că sunt foarte importanți. Nu, știți de ce vă spun? Se întâmplă următorul fenomen și după aia ne întrebăm de ce suntem ținte de atacuri, de ce suntem slabi, de ce nu suntem protejați. Vreau să vă spun un lucru foarte clar. Dom'le, dacă nu te protejează Dumnezeu, nu te protejează nimeni. Eu ar fi trebuit să fiu mort de mult, da? Cât mă iubește pe mine lumea. Oamenii mă iubesc foarte mult. Sunt preoți care mă iubesc, sunt oameni. Dar sunt și unii care nu mă iubesc deloc și care ar vrea să mă vadă... Și acum hai să atacăm direct. Când spui că dacă nu te protejează Dumnezeu, tu ce vrei să-mi spui? Că sunt unii oameni care să mai protejează Dumnezeu, că să mai iubiți de Dumnezeu? Absolut. Întotdeauna e cineva mai iubit de Dumnezeu. Lăsați prostiile astea că Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Asta este cea mai mare gogoiță pe care a venit din istorie. Întotdeauna e unul mai prea iubit, un prea fericit, un prea... Deci toți sunt, întotdeauna e cineva mai... Asta trebuie să vă fie foarte clar. Iubitul meu, de ce m-ai trimis tu astă seară la emisiune? Da, probabil că ai și tu ceva. Am și eu karma mea. Da. Ai karma ta. Deci, ideea este felul următor. Motivul pentru care suntem slabi este tocmai pentru că am pierdut această legătură cu divinitatea, pentru că ceea ce face... Deci ceea ce vrei tu să spui, exact, nu este că Dumnezeu ne iubește pe unul mai mult, pe unul mai puțin, ci ceea ce facem noi... cumva aduce mai mult sau mai puțină protecție. Evident, da. Aha. Eu sunt absolut convins că și relația cu Dumnezeu, cu indivizii, este alta și că asta, asta este o fel de comunism creștin. Că toți suntem egali în fața Dumnezeu. Nu există egalitate. Și dacă vrei să știți, spune și Iisus treaba asta, că în casa tatălui meu sunt multe lăcașuri, mai cei vrednici le obțin pe cele mai bune. Vrednic, mai bun, mai aproape de Dumnezeu, de păi, dreapta tatălui. Bine, acum dacă ne uităm, și arhanghelii au o structură, deci totul e piramidal. Deci, dacă unii sunt mai iubiți, mei, până la urmă. Da? Unii mai iubiți, unii mai preiubiți și unii mai puțin. Bun, ideea este. Stăteam și mă uitam. Și dintr-o anumită perspectivă, poporul nostru e ok, dintr-o anumită perspectivă, poporul nostru nu e ok. Și să vă spun de ce. Câtă lumină, atât întuneric? Nu. Noi avem destul de multă lumină. În timpul pandemiei m-am dus unde evident că era voie și așa am ajuns la Istanbul, da? Că era deschis, era singurul loc deschis. Doamne, știi ce m-a frapat pe mine? Curățenia spirituală a acelui oraș. Ce vrei să spui? Când mă refer la curățenie spirituală, mă refer la faptul că deasupra Istanbulului, în timpul pandemiei, bă, nu prea erau băieți de aia mari care produc pandemia. Erau unul, doi, așa. Okay. La 20 și nu știu câte de milioane de locuitori are Istanbulul. Oricum e foarte mare, nu mai știu. Nu are 40 cât are Bucureștiul, dar are 20. Glumeam. Da. Am auzit pe aia cu 40. Bun. Da, de unde? Mă rog, intrăm în altă emisiune dacă... Deci, da. Și... m-a frapat. Și am încercat să înțeleg de ce. Și știți de ce? Pentru că în Istanbul moscheile erau deschise. Moscheile erau deschise, nu, că erau deschise. Dar în momentul în care începea să cânte imamul peste Bosfor și începeau să se unească vocile imamilor peste Bosfor, deci se făcea
pielea peste tot. Eu nu, să nu crede cineva că am ceva cu, nu, Doamne ferește, nu, nici cu creștinism n-am foarte, nu mai am foarte multe. Eu înțeleg, dar tot la Dumnezeu, până la urmă, evident, hai să spună dar, tot de Dumnezeu. Din punct de vedere al beneficității orașului, am fost, nu surprins, foarte surprins. Și atunci mi-am dat seama că motivul este faptul că sunt oameni care se roagă, faptul că sunt foarte mulți oameni buni și foarte mulți oameni credincioși. Adică foarte mult. Dar și la noi sunt oameni care se roagă și la noi sunt oameni credincioși. Știți ce se întâmplă? Credința este o chestie foarte interesantă. Una e credința, noi zicem că suntem credincioși, marea majoritate, 90%. Băi, dar să fim serioși, nu știu dacă sunt 2% ca lumea din România, pentru că aici se pune problema de trăire spirituală. Faptul că serbezi Mihail și Gavril și faci un chef nu te face credincios. Asta clar. Și deci, să ajungem la ce te face credincios? Ce te face credincios? Bă, dacă ai avea o relație personală cu Mihail și cu Gabriel. Adică dacă ai ști să citești un acatist, dacă ai ști să ții un post negru, dacă ai ști să aprinzi niște lumânări, dacă ai ști că în momentul în care îl chem pe Gabriel și pe Mihail, vin când ai nevoie, dacă ai avea această legătură, atunci da, ai fi un credincios. Dar în rest ești un ortodox statistic. Îmi pare rău. Deci nu, hai să nu mai le ascundem. Și vă spun de ce nu mai ascundem. Pentru corect. Că ceea ce se întâmplă că le-am tot ascuns după preș. Corect. Pe de altă parte, sunt și chiar am mers și am avut privilegiu să cunosc părinți adevărați, adică preoți adevărați. În continuare se mai țin slujbele acelea de 12 noaptea, e maslu. Bine. Deci e foarte bine că se țin slujbele, e foarte bine că oamenii se roagă, e foarte bine că oamenii, mulți dintre ei, și aprind o lumânare în casă noaptea, că fac rugăciune. E foarte important. Și cumva cultura noastră, spuneam și colegii, cultura noastră ortodoxă, totuși ne-a lăsat de când eram copii niște... O turbă. Suntem o turmă. Haideți să vă duceam. Când vezi șirul de oameni care se duc la moaște ca oile, aia nu e credință. Aia este instinct de turmă. N-ai nicio legătură cu credința. Bine, dar asta nu înseamnă că toate lucrurile pe care noi le-am moștenit sunt așa. Pentru că în momentul în care te duci la Paraschiva doar când e ziua ei, mă duc o dată pe an la Paraschiva. Ăia, oamenii ăla, de ce se duc? Se duc să dea ceva? Se duc să ceară. Milogi. Deci ea sunt o turmă de milogi care se duc la Sfânta Paraschiva. O turmă de milogi care se duc la Sfântul Dumitru. Ei nu se duc. Pentru că dacă tu ai o legătură personală cu Sfântul Dumitru, mă, n-ai nicio treabă să te duci la moaștere lui. Ei se duc acolo pentru că știu că sunt instinctuali. Bine, dar există acolo energie și toate pelerinajele care se fac în toată lumea. Tocmai vreau să spun. Ei simt, ca niște animăluțe care sunt, dotate fără rațiune, că acolo există. Să știi că femeia din mine care nu-i plac etichetele, cum adică ca niște animăluțe? Pentru că, cum să spun eu, ei se duc pentru că simt, nu se duc pentru că raționează. Da, nu e uneori mai important asta? Nu. Nu e mai important să simți? Nu. Cine a zis? Rațiunea se dezvoltă ultima. Deci rațiunea este mai importantă decât simțirea. Noi am fost educați de creștinism că Dumnezeu s-a născut la toate știutor. Asta e o mare țeapă. Un Dumnezeu a urmat exact stadiile nașterii omului. Adică de la instinctual, la emoțional și la rațional. Deci pe ce pune Dumnezeu preț cel mai mult? Dar dacă nu ai instinct, ce? Ce faci? Ce? Nu e o problemă, aia se dezvoltă foarte ușor. Tu când simți lucrurile, le simți cu rațiunea? Se duc acolo pentru că simt, da? Sunt emoțional, sunt instinctual, că acolo capătă un ajutor. Da. Bun. Și ce dau în schimb? Oamenii nu înțeleg că ajutorul pe care îl primești tot timpul de la Sfinți, de la Arsenie Boca, de la Sfânta Paraschiva, bă, trebuie răsplătit și el cumva. Da. Onorarea faptului că ești acolo, că aprinzi lumânare, că îi cinstești memoria. Da. Adică ce ai putea să-i faci se altceva pentru Sfânta Paraschiva? Știi ce merge pe echitate? Știi ce înseamnă echitate? Înseamnă să oferi cel puțin la fel cu cât primești. Dar ce aș putea eu să-i ofer lui Dumnezeu foarte pe cât multe. Îmi oferă? Foarte mult. Ca de exemplu? Păi, știți care e sensul vieții? Știți pilda talentului? Eu m-am întrebat tot timpul de ce e pilda talentului, de ce pare atât de dură pilda talentului. Pilda talentului este, e vorba de judecător, de stăpân nemilostiv, da? Care are trei
slugi și la unul îi dă un talent, unul îi dă 3 și unul îi dă nu știu cât. Și la un moment dat unul și-l ascunde în pământ, unul face dublu și unul face nu știu cât. Și binecuvântează pe aia care au fost și îl ceartă pe la care n-a făcut nimic. Morala, noi suntem aici ca să producem ceva. Un plus valoare, o plus valoare spirituală. Noi nu suntem aici doar să consumăm. Deocamdată mai majoritatea oamenilor de pe planeta asta sunt consumatori. Nu produc. Și, o să... și ce ar trebui să producă? Și ar trebui să producă energie. Energie de anumită vibrație. Pentru că tu ai primit viață. Dacă tu nu produci viață, ești doar un consumator. Și asta se întâmplă. În momentul în care sunt foarte mulți care consumă, vine la un moment dat cineva și începe să secere pe unii, pe alții. Asta e tot. E un principiu foarte simplu. În momentul în care tu nu oferi, pierzi. Știți principiul cui are îi se va mai da, cui n-are îi se va lua și ce are? E, pe asta se bazează. Adică eu zic că e timpul să scăpăm un pic de privirea ideală asupra lumii, vieții și a universului. Noi am primit un suflet, nu e dar. E obligație. O obligație să fiecare am venit pe pământ cu o misiune personală, cu un scop. Nu ți îndeplinești scopul, rămâi fără. Și când rămâi fără, după aia te superi că te ia de cap ceva. Normal că te ia de cap ceva. Pentru că tu nu ai făcut ceea ce aveai de făcut ca misiune personală. Sunt mai multe modalități prin care poți să îți refaci. Noi pierdem foarte mult suflet. Când trăim, când respirăm, când mâncăm, când. Și prin sex, că nu știm să-mi facem. Și prin aia, și prin aia, și prin aia, și prin aia, și prin munca pe care o facem. Și pentru că nu știm să-l recuperăm și să-l refacem, după aia zicem de ce ne îmbolnăvim. De. E adevărat că creștinismul avea modalitatea de a-și reface sufletul prin intermediul împărtășanii. Adică, băi, care se duc acolo ca și în zboi deasupra unui cuib de cuci să-și ia să doza. Nu mai punem zilnică. Etichete, zic. Doza, dar nu e o etichetă, e o constatare. Seamănă foarte mult cu ea care se duc să-și ia pastiluța. Păi normal, dacă tu nu poți să faci tu, că ai deosebirea între un puznic care face și unul care se împărtășește, ăla face singur. E o pildă foarte interesantă pe care am înțeles-o foarte târziu. Dar acum nu toți trebuie să fim pusnici. Eu n-am zis, am zis cine poate. Okay. Deci nu există decât două modalități prin care poți să fii în lumea asta. Ori ești dintre cei care poartă poveile celor slabi, trei, hai să zicem. Ori ești dintre cel care își duce singur poveile, ori ești unul care îi duc alții poveile. Nu există altă cale. De acord cu tine. Și să știi că foarte mult timp am crezut că noi toți trebuie să fim autosuficienți. Nu. Este o chestie, eu zic că e de bun simț să-ți duci singur povara, să nu povărezi pe nimeni, nici pe duhovnic, nici pe... Și asta e vina și duhovnicilor care au făcut ca elevii, ca ucenicii să devină dependenți de ei. N-au înțeles că sensul bisericii nu e să mă facă pe mine dependent de ea, ci să mă învețe să fiu pe picioarele mele, să fiu om. A fi om presupune că eu sunt capabil să îmi plătesc pe ale mele și eventual să-i ajut și pe alții. Este foarte adevărat, însă din când în când ne ajutăm între noi și sunt și momente pe alții, e firesc, în care da, ai nevoie, indiferent la ce nivel ești. Actuală, marea majoritate stă miloagă. Să-i dea statul, să-i dea duhovnicul, să-i dea Iisus Hristos, să-i dea biserica, să-i dea cima, să le dea americanii, să vină americanii. Nu mai vin americanii acum. Deci toată lumea așteaptă să-i dea cineva. Pentru că n-au înțeles că, băi, dacă nu faci tu, nu-ți dă nimeni, nici măcar Iisus Hristos. Că nu poate, n-are de unde. Sau nu îi este dat. De viață aș putea să fac, evident, 10 emisiuni, poate că ați înțeles din primele 20 de minute de emisiune cu Dragoș și discutăm toate problemele lumii, însă am primit de la... Neapărat. Ok, haideți să vă spun ceva. Deci, în prima oară, sunt două întrebări care mi s-au pus odată de o doamnă profesoară psihiatră. Căutam o lucrare a unui psihanalist care a luat premiul Nobel pentru că a demonstrat principiul transferului. Ce spune principiul ăsta al transferului? Că noi, oamenii, ființele vii în general, dar și noi oameni, suntem capabili să ne transmitem instincte, emoții, gânduri.
și au luat premiul Nobel pentru asta. Asta spun pentru colegii mei care ar mai trebui să mai studieze și ei, că s-au luat foarte multe premii Nobel care contestă tot ceea ce se întâmplă ziua de astăzi, apropo de pandemie, da? Da. Adică tot ce se face astăzi, se face, știți când arată pe ea cu măștile din 1900, toamna? Am rămas la aceeași gândire medicală. Ați înțeles? Bun, ideea este că ăsta a luat premiul Nobel pentru că a demonstrat principiul transferului. A demonstrat, era psihanalist. Era psihanalist, el și-a dat seama că în timpul analizei și psihoterapiei se produce un transfer, că regăsește în el gânduri, instincte, adică, de exemplu, ca să înțeleagă lumea. Dacă îți vine la cabinet un bulimic, un bulimic e unul care are o foame de aia mare, așa, mănâncă cu 7 guri, da? Și tu faci terapie cu el. La un moment dat descoperi că începi să te grași și tu, pentru că începi să mănânci și tu, tot cu 7 guri. Asta e principiul transferului. Noi avem această capacitate de a ne transfera foame, furie, dorințe sexuale, asta ca instinct. Și după aia emoții. Corect, însă putem să facem asta dacă noi suntem... Nu. Nu există, nu există că nu se întâmplă. Se întâmplă. De ce? Corpul uman nu e un sistem închis. Uh-huh. Indiferent câtă protecție faci, noi interacționăm unii cu alții. Noi emitem, corpul uman este ca un roboțel biochimic, are și spiritul care e de natură divină, dar ca și Constituție e un roboțel biochimic. Noi emitem lumină tot timpul. Avem fisiuni nucleare înăuntru, la nivel de mitocondrii. Deci noi emitem lumină non-stop. Până crapă ultima celulă, tot mai emite. Dacă mai trăiește una așa, puf, mai emite câte ceva. Da, artificii, exact. Cum spune Fimea. Bun. Ideea este că noi interacționăm unii cu alții și asta și transferăm energie. Ei, principiul ăsta al transferului, la un moment dat m-a întrebat, că de asta ziceam, doamna, aveam nevoie de o lucrare care să stea la baza lucrării mele de diplomă și de doctorat și am zis că am nevoie de lucrarea aia și mi-a zis că mi-o dă dacă îi explic. M-a întrebat care e titlul lucrării și am zis Atacul psii între știință și magie. Bun, și zice, dacă e așa, îți dau lucrarea dacă îmi explici ce e atacul psihic. Știind că era și psiholog și psihiatru, i-am zis o frază formată din 3 cuvinte. O frază, o propoziție. Nici măcar nu era o propoziție. Proiecție controlată în punct. Deci la care a făcut ochii mari, zice, atât de simplu e. Zic, da, e foarte simplu. Ca să înțeleagă lumea ce înseamnă proiect. Adică cum? Proiect înseamnă în momentul în care eu proiectez pe cineva ceva din emoțiile, gândurile, instinctele mele. Da? Ok. Bun. În momentul în care o controlez, aia se numește proiecție controlată. Deci eu pot să proiectez instinctele, emoțiile, gândurile mele pe cineva controlat. Cum face hipnoza? Atacurile psii sunt doar cele controlate. N-am ajuns acolo. E, când e vorba de punct, înseamnă că iau toată energia asta, o proiectez, dar o concentrez într-un singur punct. Ați înțeles ce simplu e? Uh-huh. Bun. Și ca o altă chestie, la un moment dat aveam un coleg la băieții de la Brigada Antiteror și zice, bă, zice, eu nu cred în magie. Nu? Nu. Zic, bă, zic, era un tip foarte deștept, foarte citit. Zic, crezi că există telepatie? Zice, da, zice, am și eu cu maică-mea. Zice, dacă mă gândesc la ea, mă sună. Dacă te gândești la mine, o sun. Bun. Și alte. S-a demonstrat științific la lulu. Bun. Transmiterea la distanță a unui gând negativ cu intenția de a face rău unui om se numește magie. Punct. Adică, stai că m-a lăsat, îmi vine atât de multe cuvinte. Am această capacitate telepatică de a transmite gânduri. Tu vorbești că magia este doar partea negativă? Tu vorbești de magie doar prin partea negativă? Nu, eu vorbesc de magie, aici vorbim de atacuri psi, da? Deci vorbeam de magia neagră, da? Ok, mă pregăteam să apără, noi facem magie albă. Era vorba de atacurile psi, da? Ok, păi atunci spune că se numește magie. Eu vorbeam de fundamentul științific a existenței atacurilor psihice. Că e magie, că e spui atac psihic, că e aceeași mânie, altă părere. Ce importanță că e baba vrăjitoare care stinge cărbuni și arde nu știu ce din hainele tale pe foc, sau taica păpacă scoate părticele? E același lucru, nu e tot magie, nu tot rău face. Dar
Ce definește a fi magie? Când spui magie, magia, doar magie. Auziți, magia înseamnă orice care se ocupă de folosirea energiilor și entităților spirituale. Că e, că există albe, de bine. Că e, sau negre. Sau negre, da? Magia nu este doar... Evident că nu este. Eu aici vorbeam strict de atacuri psi, de fundamentul atacului psi. Pentru că aia am înțeles că era tema emisiunii. Dar magia, evident că există magie albă și magie neagră. Știți ce mă amuză pe mine? Creștinismul s-a delimitat foarte clar de magia albă. Ei nu sunt magie, ei sunt altceva. Adică nu folosesc energie? Ba da. Nu folosesc spirite? Ba da. Nu folosesc îngeri? Ba da. Și ce e? Nu-i magie albă? Răspunsul este evident, numai că atunci când știi foarte bine că a fost atac împotriva vrăjitoarelor, indiferent dacă ele făceau bine sau rău. Am niște oameni care în alte vieți au fost arși pe rug sau mai știu ia ce, povestește-mi tu mie chestii de-astea că pot să-ți descriu și mirosul. Ok, ideea este că te-ai împaci foarte greu cu creștinismul după aia. Da, trebuie să împace până la urmă. Depinde, bun, depinde câte călătorii facem. Ok, revenind. Bun, deci atacul există psi... atacul psi, deci există acest atac psi, există această capacitate a oamenilor de a produce rău semenilor voit, ca să se numește atac psi. De ochiul e când o face fără să vrea. Pur și simplu pentru că e el foarte încărcat, aiurea. Asta vreau să zic. Care e comparația între de ochiul și... e momentul în care cineva e încărcat negativ și proiectează energia aia pe omul respectiv și, mă rog, îi face rău. Dar atacul psi sau, mă rog, tot ce ține de magia neagră se referă strict la voință. Deci tu cu voință faci rău. E momentul în care... Aici aveam eu o dilemă pentru că eu nu... Una dintre întrebările mele pe care le-am avut pentru Dalai Lama când l-am căutat a fost cum te raportezi la cei care fac rău voit. Măi, nu mă interesează preoți. Da. Indiferent, oameni, indiferent ce sunt. Că, da. Știți, oameni buni sunt și acolo și acolo și acolo. Și oameni răi sunt peste tot. Și la ei, la budiști, este foarte simplă. Ai folosit cunoașterea ca să faci rău, nu te scapă nici Dumnezeu. Nici Iisus Hristos, nici nimeni. Când spui că e cu intenție, eu îți dau un exemplu. Dacă cineva te invidiază pe tine, aia e altceva, aia e cu intenție. Aia este pur și simplu o proiecție. Deci invidia, da? Când invidiază da, și cineva, se proiectează și începe și zice, ia uite mă, începe și face atât. Aia este o proiecție. Dar nu e neapărat că îți dorește. Nu, să... aia este o proiecție, e răutate, e umană, nu e nicio problemă. Dar care te poate atinge? Te poate atinge. Dar acum depinde foarte mult de protecția ta. Dacă tu ai o protecție foarte bună psihică... Ajungem la protecție. Dacă tu ai protecție în permanență și ai protecție exact cum vorbeam la începutul emisiunii, ai și protecție divină pentru că tu ai o misiune a ta. E adevărat, dar haideți să vă spun că aici intervin foarte multe. Noi avem impresia că lumea asta e foarte interesantă. Noi când vorbești de biserică, deci știți că a vrut să penetre o chestie că papa ar fi zis că Biblia ar trebui schimbată. Nu, eu sunt de acord cu el. Dar nu schimbată, revizuită, pentru că e depășită moral. De ce? Haideți să vă spun ceva. În lume, noi suntem învățați că totul e alb și negru. Adică că nu există decât binele și rău. E, țeapă, nu e așa. Pentru că ai o grămadă de organizații pe lumină, Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, nu știu care masoneria albă, nu știu cine, nu știu aia. Și toți sunt albi. Dom'le, și se bat în ei ca draci. Asta odată și chiar și cei negri care mai au... Și m-am întrebat de ce. Deci hai să zicem că negru e negru. E foarte clar. Nu e întotdeauna negru și dacă urmărești să știi, eu fiind mamă de copii și tu ești tată de copii și te uiți la filmele Disney. În ultimii ani și-au făcut un țel din a demonstra că binele nu e neapărat 100% bine și nici negru, dacă v-ați uitat la Maleficent. Exact, la Maleficent, la Home, la toate desenele astea animate în care ți arată că ceea ce pare rău e doar o rană. Nu e chiar așa. Ei vor să scoată din ecuație existența răului ca ființă, adică existența demonului. Asta e o mare păcăleală. Pentru că demonul există N-am și ca ființă. Am văzut asta. Am văzut, în schimb, că să nu ne mai urâm între noi. Nu, da. Și că dacă... Modul cum fac ei filmele este să demonstreze că, de fapt, săracul ăla care e rănit e... Nu. Că poți să-l iubești. Deci, o secundă, mi-a trebuit 15 ani să ajung să iubesc rău. Deci, m-am chinuit un pic.
Pentru că eu în mănăstire am învățat să-i rup capul în două. E, ideea este în felul următor. Mi-a fost destul de greu să văd că, de fapt, pe scara asta evoluție spirituală, suntem toți. De la demoni, criminali în serie, noi, sfinți, și ne mai și ajutăm între noi. Ce să vezi? Așa. E, ideea este că mi-a trebuit să înțeleg că, până la urmă, dacă spun că demonul e fratele nostru, se urcă lumea pe pereți. Dar ei nu înțeleg ceva, că noi oamenii sunt, de fapt, demoni căzuți. Marea majoritate a oamenilor sunt din demonii căzuți, că sunt din cei 144 mei, că sunt fii de Dumnezeu. Până și fiii de Dumnezeu, aia pentru care a venit Iisus, sunt tot îngeri căzuți, dar care s-au întors mai repede la Dumnezeu și au devenit fii de Dumnezeu pe alte planete. Și că au căzut ăștia scăzuți a doua oară și mai drăguți. Ei, când e vorba de asta, începi să înțelegi că șarpele e fratele tău, că dragonul e fratele tău, că scorpia e sora ta, că și toți sunt ai noștri și că până la urmă trebuie să iubim. Și ajungem la tema din Disney. Da, este adevărat, dar mai avem mult până să învățăm treaba asta și mai e o problemă. Dar cred că e singura noastră șansă. Pentru că dacă continuăm să ne separăm în buni sau declarați buni și răi, și ce se întâmplă? Eu m-am întrebat întotdeauna, știți un care părinte. E problema? Cine vrea, nu vrea să piardă puterea. Și când acel cineva nu vrea să piardă puterea, îi va smuți întotdeauna pe unii împotriva celorlalți, pe câinii lui. Ca și ce se întâmplă astăzi. E ceea ce se întâmplă astăzi. Și din păcate, cei care se consideră pe ei cei mai drepți sunt cei mai strâmbi și cei mai departe de adevăr. Dar pe mine nu mă interesează. Știți că, până la urmă, am un prieten care e preot și îmi zice, băi, știi că eu am învățat despre tine la teologie? Sunt trecut la eretici de secolul 21, eu și cu încă vreo 3 borși. Ești eretic? Claudian Dumatri, de-aia e secolul 21. Care este definiția ereticului? Mă rog, care sunt împotriva legilor drepte creștine, ortodoxe. Ceva de genul ăsta, nu știu, că nu m-a interesat. Eu studiez, mă doare în flecul de ce zice lumea despre mine. Asta am găsit, scuzați expresia, asta am găsit. Da, îți mulțumesc că ai găsit o expresie mai elegantă un pic, da? Eu asta am descoperit, asta spun. Vreau să cred că sunt onest în căutările mele și... Oricum, asta mi-a făcut viața și grea. Biserica nu mai este ce a fost și papa a început să deschidă, adică nu mai trebuie. Dar mai e mult până departe. Nu știu, cu vremurile astea s-ar putea ca lucrurile să... Eu când o să văd papesă în România sau să văd patriarhă, atunci o să cred că s-a schimbat, dar deocamdată nu văd. Sau poate... Preotese. Fie sau preotese, în fine. Da, avem preotese, numai că nu recunoscute de Biserica Ortodoxă. Deci preotese erau până au fost diaconese, au fost până pe vremea lui Sfântul Vasile cel Mare. Și Sfântul Vasile cel Mare l-a scos din biserică. Nu știu de ce a scos femeia și n-a scos bărbatul, că până la urmă se giugileau toți acolo prin altar. Așa că de ce l-a scos femeia când întotdeauna sunt doi vinovați, numai unul. Păi da, dar cineva trebuia să fie să bun. Să plătească. Da, okay. Și să... Bun, ideea este, revenind... Hai să vedem. Deci, avem metode să ne protejăm de atacul lepsii? Dar, care? Repet, cel mai important lucru este să fii în ordine cu Dumnezeu. De ce? Pentru că, domnule, să știți că dormi. Să știți că nu ești atent tot timpul, să știi că sunt momente în care scade vibrația, să știi că sunt momente în care devii vulnerabil, să știi că întotdeauna sunt momente în care ești stresat, sunt momente în care ești obosit și atunci devii vulnerabil. Și dacă nu te apără Dumnezeu, bun. Da, sunt metode care putem să ne, protejăm. În mănăstire învățasem o chestie foarte drăguță, deci acolo făceam rugăciune călugărilor, care sunt foarte ample, ția foarte mult, dar erau foarte eficiente pentru ceea ce aveam eu. Pentru că am venit cu niște plăți așa mai mari, karmice și personale și de neam, și atunci cam venea pe mine așa, întunericul, atunci făceam rugăciune călugărilor. Dar, dacă mă întrebați din punct de vedere strict ortodox... Nu. Te întreb din toate punctele de vedere, pentru că eu cred în tot ce poate funcționa și mi-am adunat, dacă vrei,
tradiții românești, de la busuioc, de la tămâie, până la ce am descoperit ultima dată la Școala Misterilor, în ultima vreme, Life Activation, și ăla îl facem și aduce lumină în ADN. Eu cred că cel mai important lucru este să-L ai înaintea ta pe Dumnezeu întotdeauna. Cum? Foarte simplu. Poți să folosești rugăciunea Sfântului Patrick, da? Rugăciunea Sfântului Patrick poate să fie adaptată, da? Să zicem că am o problemă cu creștinismul și cu Iisus, da? Și atunci pot să spun, Doamne, fii cu mine, da? În rugăciunea Sfântului Patrick este, Doamne, securizează, da, fii cu mine, fii înaintea mea, fii în spatele meu, fii în stânga, fii de dreapta, fii deasupra, fii de desubtul meu, fii de jur împrejurul meu. Mă rog, e mai amplă. Dar cam asta ar fi. Îți dai seama că de când avem... Rugăciune... Ia uite, folosită Biserica Ortodoxă. Așa. Rugăciunea Sfântului Patrick? Da. Bun. Am găsit-o pe Facebook, bine, Biserica Ortodoxă Română din... cu Dumnezeu. De ce? Pentru că eu am elevi din toate religiile și atunci unii sunt musulmani și atunci pot să spună foarte simplu Doamne sau cum vor ei, sau Allah, sau Iisus, sau cine, care cum se închină. Deci, ideea este să folosești rugăciunea Sfântului Patrick. E o formă foarte simplă, foarte eficientă. După aia sunt, de exemplu, de la părintele meu duhovnic, de la părintele Pantelimon, învățasem o chestie foarte simplă, care folosea gheazma, e adevărat. Se făceau închinăciuni mari și se folosea Doamne, fii înaintea mea. Deci când plecai undeva la drum, da? E exact așa, Doamne, fii înaintea mea, Doamne, fii în spatele meu, de jur împrejurul meu. Asta, dar era... crucea am văzut-o mult, am descoperit și în Cabala, același cu crucea cabalistică, în care practic ți-o formezi tu, și tot același lucru, e vorba de o platoșă, da, energetică. Eu vreau să spun ceva, eu nu mă protejez. Eu nu fac protecție. Okay. Niciodată. Nici acum n-am. De ce? Nu pentru că nu mă interesează să stau într-un turn de fildeș. Plus că nu poți să-ți cunoști dușmanii decât dacă îi simți, nu? Și eu de-abia aștept să vină. Bine. Pentru că asta e treaba ta. Și ce era faci pe românești? Iertați-mă, am voie să... Când ți-o iei, adică... Ți-o furi, te repar și vezi cine e. Ok. Și dacă vezi cine e, că începusem deja. Dacă vezi cine e, dacă știi că cineva... Deci, în primul rând, întreb de ce. Ok. După aia, a fost o chestie foarte drăguță. La un moment dat, mi-a luat-o în freză de la un preot. Și am devenit foarte bun prieten, să știți. Și îmi trimite pacienți. Și mi-a luat-o în freză, l-am lăsat și m-am zis, dar de ce? Că nu ești bun. Ah, ok. Bun. Și atunci întreb și eu, Doamne, ce-ți facă? Ce dai una? Da, una, îți banc. Și după aia zice, repar, și repar. Și se trezește că, mă rog, chestia de asta e destul de urâtă. Și întreabă, Doamne, cine m-a lovit? Dragoș. Și ce m-a reparat? Tot Dragoș. Și atunci îți dai seama că, de fapt, tu faci voie cuiva care ne e comun. Și te lasă în pace. Astea sunt distracții, iertați-mă, între băieți. Între băieți. Între băieți. Trage nici... Ciune, da, adică nu, în secunda în care ai făcut un pact bun. Să... Bun. Da. Ideea este, vreau să vă zic un lucru. Chestia asta cu a te proteja singur în afară de rugăciune nu merge decât când începi să faci inițieri, când începi să ai acces la sfere, la... Și atunci ne întoarcem la faptul că ai nevoie de o protecție de cei care ai de la cei de care știu să facă până asta? Până când, știți, aveam un profesor foarte bun. Profesorul de psihiatrie George Enescu, care spune, domnule, zice, pacientul psihiatric, zice, menirea psihiatrului este să-l țină de mânuță pe pacientul psihiatric până îl ia Dumnezeu sub aripa lui. Înțelegeți cum sună treaba asta? Vrem, nu vrem, la începutul vieții noastre, bă, nu suntem așa ogrotiți de Doamne, Doamne, și atunci avem nevoie de un om care să aibă grijă de noi, că e duhovnic, că e mentor, că e maestru, că e maestru de arte marțiale și crește acolo ușor la baza stejarului. Așa.
Și după aia, când te faci tu mai mare, scoți capul. Adică asta nu se întâmplă așa. Corect, dar asta, adică ce puțin în secunda în care am început să fiu terapeut, eu asta mi-am înțeles menirea, să-i ajut să crească și să-i dau cu ciocul să crească și să zboare. Dacă nu vrea, zboară oricum. Om, zboară oricum. Adică nu, nici nu ca să-l țin, dar la început au nevoie de instrumentele acestea de protecție. Da, exact. Corect, au nevoie de susține până când și capătă, să știți că și capătă iertarea, pentru că protecția divină e în funcție de iertarea pe care o ai de la Dumnezeu. Adică, noi avem câmpurile noastre energetice. Câmpurile energetice sunt, de fapt, un sistem de protecție. Unul are o protecție mai bună, unul are o protecție mai puțin bună. Unul are un înger mai tare, unul are un înger mai slab. Și asta ține de ce ai făcut în alte vieți. E, treaba este ca tu, prin ceea ce faci, să-ți crești această protecție, să-ți crești această putere a îngerului tău păzitor. Cum să zic, e unul dintre lucrurile, toată lumea, domnule, avem un înger. Perfect. Păi și ăsta... Avem mai mulți, depinde ce faci. Depinde ce faci. Dar să zicem că tu ai un înger, de la naștere. Da. Bun, ce faci cu el? El poate să te protejeze, dar cum te poate proteja? Te protejează în măsura în care are putere. Cum își capătă putere? De la Dumnezeu. Pentru ce? Pentru ce faci tu bine. Pentru ce faci tu și pentru misiunea ta. Cu cât crește misiunea ta mai mare, cu atât crește și protecția. Să știi că mai avem doar 5 minute și n-aș vrea să încheiem fără să te întreb despre perioada aceasta. Are loc un atac psi la adresa umanității? Da. De către cine? De alți Dumnezei. Ha? Deci noi avem impresia că există doar un Dumnezeu universal și că așa. Dumnezeu ăsta e unul așa mare și bun și barbă și are barbă și stă pe tron. Nu! Sunt mai mulți Dumnezei, sunt mai multe universuri. Știți că noi avem un univers material care are 15,4 miliarde de ani. Ei, gândiți-vă că pe planeta asta găsești oameni care au peste 15,4 miliarde de ani. Ce înțelegi din treaba asta? Că vin din alte versuri, da? Deci există alți Dumnezei. Ei, paradoxal că acești Dumnezei au trimis pe Pământ tot felul de chestii. Și printre altele, există câțiva care au trimis să cosească planeta asta. Da, de ce? Pentru talanți? Pentru suflete? Noi suntem o pepinieră. Noi suntem o pepinieră care produce suflet. Ok. Ok. Iar ei au nevoie de treaba asta. Când au nevoie de treaba asta, vin și sacrifică. Așa cum sunt abatoarele noastre, așa sunt pământul un fel de abator pentru alții. Foarte simplu. Nu ne convine pentru că noi ne considerăm superiori. Nu! Sunt alții care ne sunt superiori nouă și ne... Ok, și treaba noastră noi suntem acum... o crescătorie. Îmi place cât de plastic ești, să știi că sunt foarte vizuală, deci toate chestiile alea le-am văzut, le-am simțit. Suntem o crescătorie și ne mierlesc pe aia care pot să-i mierlească. Pum. Ok, și treaba noastră este... Treaba noastră este... Pentru că de fiecare dată când e un astfel de test... Să nu mi-l ia. Bun, și în afară că să-ți ții sufletul, asta cu evoluția, care e de fapt jobul meu? Că nu doar să stau să-mi țin sufletul. Deci treaba mea este să cresc, să înțeleg și înțelegând mă unesc cu Dumnezeu primordial și atunci pot să scuip pe Dumnezeu ăștia, indiferent de natura lor. Trebuie să scuipăm pe ei sau să iubești pe ei? Nu pot să-i iubesc. Nu pot să iubesc, adică pot să iubesc doar după ce le iau căpățânile, eventual. De ce? Eu pot să te iubesc pe tine dacă vrei să mă omor, dar te iubesc după ce te înving. Adică eu nu, cum să zic eu, era un film. Una dintre dilemele mele în creștinism era chestia cu datul palmei. Așa, și cu cealaltă, palmei, da? Și întors obrazul. Era vorba de un film foarte drăguț, Kung Fu, cu David Carradine. Și la un moment dat, era vorba de un ultra-ortodox pe care îl prind unii și era barba și e dat afară din comunitate pentru că nu mai avea barbă. Ei, și printre altele, se iscă o bătaie. Și ăsta spune, cum? Că nu pot să mă bat. Că așa a zis Mântuitorul, să întorc și eu brazul celălalt. Dar, și ăsta îi zice, da, dar poți să-l dezarmezi. După ce te dezarmezi, stăm de vorbă. A, dezarmat, nu înfrânt. Stai, mi place, deci, să știi cu clar. A dezarma înseamnă a înfrânge. E, dar nu înseamnă a-l omoră. Păi nu, că nu poți să-l omor, că e veșnic și el. Ce bine. Bun, deci ideea este că sunt niște Dumnezei. Noastră, pe ultimul treaba minut, noastră. Înțeleg. Treaba noastră acum, treaba ca noastră. Specie. Treaba noastră ca specie este să evoluăm rapid, iar cine nu evoluează dispare. Punct. Deci mai clar de atât nu eu nu cred deci că nu e vorba să... de un cataclism, nu e vorba de nimic, e pur și simplu o chestie care
Știți principiul grâu este copt și săcerătorii sunt puțini? Da. Asta e toată treaba. Acum avem și niște săcerători mai mari și ne seceră. Am înțeles. Deci tot ce se întâmplă acum este totuși un prilej pentru noi de a ne face treaba. Absolut. Și de evoluție. Perfect. Îți mulțumesc mult pentru... Nu cred că mult s-a înțeles că e prea greu, primul prea grea tema, dar... episod, ideea pentru că mi-ar plăcea să ne întâlnim și de ce nu și la Sănătate, Trup și Suflet, în care să continuăm și ideea despre de a ne descoperi, că sunt foarte mulți care s-au născut acum cu daruri și cu daruri de magie, dar de magie... S-au născut pentru că vrea Dumnezeu să salveze omenirea. Da. S-au născut pentru că e nevoie să schimbe vibrația, pentru că au nevoie să schimbe gândirea. Pentru că evoluția nu înseamnă să mergi. Și cu ei ce facem și cum îi învățăm pe acei copii? La mai asta te provoc. Să învățăm noi. Mai întâi trebuie să învățăm noi, în momentul în care noi suntem echilibrați și înțelepți, eu să vină către noi pentru că îi simt. Ei se uită la tine, copiii de aia se uită la tine și zice, ăsta e prost, ăsta e încuiat. Nici nu deci, se e important să simțim. Păi când ești copil, prins. Da. Corect. Și după aceea după totuși trebuie să și racina. Pentru folosești. Că simțirea fără minte... Să știi că ne taie. Okay. Deci putem să continuăm. De fapt, nu mai putem să continuăm, că vine colega mea, Ramona Popescu. Ce mine îmi pare că pot să o văd acum. Îți mulțumesc din suflet. Cu și rămâne invitația pentru a vorbi despre copiii. Cum vrem să-i numim? Diamant, indigo, curcubeu, în toate felurile au fost numiți. Copiii cu daruri, cum îi creștem? Vă mulțumesc pentru atenție, vă așteptăm mesajele voastre cu ce ați rămas de pe urma acestei emisiuni. Mă găsiți pe Facebook, sunt activă cu siguranță și pe Dragoș. Să aveți o seară binecuvântată și să ne deschidem la tot ceea ce vine și să ne înțelegem misiunea și menirea în acest moment, pentru că este importantă și suntem binecuvântați să trăim această perioadă. O seară minunată, rămâneți pe Canal 33, la revedere!